Joi dimineață, hotelul Onyx din Petroșani, considerat perla companiei, a fost debranșat de la rețea, dar ulterior s-a revenit asupra situației în urma discuțiilor purtate de conducerea APASERV Valea Jiului cu cei de la CNH Petroșani. Datornicii au primit încă un termen de grație pentru miercuri ora 8 dimineață, când furnizarea apei se va asista în totalitate dacă nu se achită datoriile ce însumează aproape 200.000 de lei. Conducerea APASERV spune că apelează la această măsură pentru a nu rămâne cu buza umflată, cum s-a întâmplat și în alte cazuri. Am avut de recuperat de la Universal Edil Vulcan și Edil Term Lupeni aproximativ 6 milioane de lei. Cele două societăți au intrat în insolvență, iar noi am pierdut banii. Sigur, suntem înscriși la masa credală, dar sunt slabe șansele să ne mai recuperăm suma restantă. Nu vrem să se întâmple același lucru și în ceea ce privește compania Huilei. A declarat Costel Avram, directorul SCA APASERV Valea Jiului, pentru ziarul Hunedoreanului. Conducerea CNH a explicat că nu are banii necesari și că așteaptă să încaseze de la principalul beneficiar al Huilei extrase de aici, termocentrala Mintia. În plus, în aceste zile trebuie plătite și salariile minerilor din Valea Jiului, așa că reprezentanții furnizorului de apă au decis să mai păsuiască un pic compania, însă numai pentru câteva zile, adică până miercurea viitoare la ora 8 dimineață. În cazul în care reprezentanții CNH nu plătesc datoriile către APASERV, compania rămâne fără apă.